Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Se referă la ce se întâmplă la Cluj sau ce o se întâmplă la vară la Cluj. S-a anunțat Antoldu. Ia uzi. 47 august. Da, Zafie, mare fan. Sunt mare fan. Am fost, mă, și tu odată la Antold. N-am fost. N-am ajuns, eram mereu în vacanță. Da. Da, vedeam imagini live de la Vurvuru. Eram pe plajă cu un ecran mare. Uh-huh. Pe noi ne-a încurcat pandemia. Trebuia să plecăm, cred că și anul trecut aveam aranjat treaba, inclusiv cazare rezervată cu 2 ani înainte. Asta cu cazare este cea mai mare problemă acolo în timpul festivalului. Auzi, dar nu poți să iei cazare de pe 15 iulie până pe 15 august și după aia să iei pentru fiecare zi, faci câte o rezervare, știi? Și după aia... Da, cred că mai simplu e dacă rezervi cumva pe jumătate de an, știi, să poți să rezervi pe jumătate de an și să include și alea 2 zile. Ok, mai ieftin. Da. Deci posibil. Am văzut niște prețuri. Prețurile sar la cazare în perioada alea 3 zile. Cred că tot ce nu încasează hotelierii și nu numai oamenii care închiriază proprietăți în Cluj și pe o rază de 50 de kilometri jur împrejur, tot ce nu închiriază un an, își scot pârlea la alea 3 zile. Ce ai acolo, cine e? Ăsta e nenea Tiesto. Tiesto, da. Foarte frumos. Deci păi și văzut... la cât ajunge o cazare? Păi fii atent. Am văzut, este Startup Cafe, a făcut o statistică. Unul dintre cele mai mari prețuri pentru 3 nopți de cazare pentru un apartament de familie, 4 adulți și 2 copii. Da, e family time la... Da, adică probabil pentru 12-26 de persoane care merg la Antol. Deci da. 43.611 lei. 43.000 pentru 3 nopți de cazare un apartament. Asta vine vreo 13-14.000, 15.000 pe noapte. Da. Nu știu ce înseamnă apartament de familie, 4 adulți și 2 copii. Deci mai avem așa, apartament, fii atent, apartament, citez, standard one bedroom pentru două persoane. Deci o garsonieră, mă. Da, practic, e standard one bedroom, că nu cred că se judecă, știi, ca afară, unde one bedroom înseamnă și living. Două camere. Că da. Numai garsoniera este o invenție. Eu nu știu unde mai există garsoniere altora decât în lagărul comunist. Posibil, da. Da. Garsonieră, fiți atenți, deci standard one bedroom la Cluj pentru două persoane, 48.457 de lei. Deci 10.000 de euro. 10.000 de euro. Două persoane. Două persoane, 3 nopți. O garsonieră. Bă, nu-i mai ieftin să-ți construiești o casă, serios? Adică... Auzi, eu cred că există și cerere pentru chestia asta, dacă oferta rămâne în picioare cu genul ăsta de prețuri. Sunt convins că există, da. Nu, dar serios, îți iei o bucățică de teren undeva la oriunde, 10 km, că stai 3 zile, nu trebuie nici măcar... Nu știu, nu trebuie canalizare, ceva de genul ăsta. Cred că poți să-ți iei doar autorizație de construcție sau de ceva. Păi, știi? Și pui acolo ceva. Păi te duci la un magazin ăsta de bricolaj oarecare și ții o cabană de aia de scândurele pe care să o montezi, cum să spun, singur. Costă 5.000 de lei. Deci în loc de 10.000 de euro, 5.000 de lei aia, cât costă, poate, pentru dragi clujeni, cât costă 100 de metri pătrați de teren undeva pe lângă Cluj, 10-15 km? Mai degrabă îi rugăm pe prietenii noștri să ne spună prin WhatsApp cât au dat ei la Cluj pe cazare. A, da, și dacă... În oricare din anii ăștia. Fii atent. Că bănuiesc că n-au mers chiar în fiecare an. Cât ați dat pe cazare la Cluj în perioada festivalului Antol? Spuneți-ne și nouă. Dacă mai știe cineva că unele traume se mai și uită. Apartament 60 de metri pătrați pentru 4 persoane. Pentru 3 nopți de cazare, 28.800. Eu nu cred că stau 4 persoane în 60 de metri pătrați niciodată. Adică sunt multe persoane. În sensul că sunt, cum ai glumit mai devreme, dar de adevăratele, ori fi vreo 12. Nu, da, bun, ok, da, 64 de metri. Că până la urmă nu trebuie decât un acoperiș, bănuiesc că vii cu salteaua de acasă și la revedere. Băi, am văzut, erau corturi. Dar la cort? Da. Exact asta vreau să zic. La cort, nu... Ba da, dar n-ai unde să-l pui cortul respectiv decât cel mult pe câmp. Și am văzut, erau corturi în curțile oamenilor, dar nu-ți imagina că erau curți, cum să spun, curți în oraș. Cum sunt casele făcute în oraș, au așa un pic de un culoar de jur împrejurul casei. Uh-huh. Mai pun oamenii o tufă de trandafiri, da. Și cam atât, altceva nu e. Acolo erau corturi, deci oamenii și-au închiriat, au scos tufa de trandafiri. Înțelegi, și punem altă dată. Și erau 3 corturi acolo. Curtea omului, ieși din curte și găsești corturi. Uite, lângă Cluj, la Chinteni, teren bun pentru construit, aproximativ 100 de euro pe metru pătrat. A, nu e bine 100 de euro, vrem mai ieftin. Poți să iau autorul lotă, 120-140 de euro pe zi. Și ai unde să o lași, așa, în drum? Păi, bănuiesc că poți să, mai spre marginea orașului, poți să parchezi undeva, adică nu cred că... Eu știu că vine poliția să ia de tine, că stai cu autorul lotă. Și plus că
ai niște, cum să spun, ai niște... Elimini niște substanțe din autorul lotaia, nu știu dacă... Am stat în căminul studențesc 200 de lei de persoană, Eduard din București. Pleacă-mă de aici, nu cred asta. O fi stat la căminul studențesc 200 de lei de persoană plătit la studentul care avea camera. Poate așa. Dar nu mai știi că am avut la un moment dat o Republica Fantastică, una dintre universitățile de acolo din Cluj evacuase un cămin în perioada antotului. Așa. Făceau ca să închirieze. Ca să mai un ciubuc. Mai făceau un ciubuc, e posibil. Și ți-ai mai luat cazare pentru la anul? La anul nu mi-am luat cazare, am avut anul trecut, anul ăsta am avut cazare, am anulat-o, anul trecut am avut cazare, am anulat-o, era rezervat de ceva timp înainte. Prima dată când am fost, am stat într-un, ce să spun, oamenii erau foarte simpatici, era un hotel, el zicea că avea 3 stele, dar cred că avea 3 stele în vizele proprietarului. 3 stele că avea baie în cameră, cum? N-am mai stat într-o cameră cu igrasie de când eram mic și mă duceam în tabără la... Moara, nu știu cum îi spunea, pe undeva pe lângă Tușna. Și mai era o chestie, se închiriau la un dat boxe. Mai ții minte că vorbeam anul trecut niște boxe de astea de 2 metri pătrați. Bun. Unde puteai să spui cel mult, da, fost altea. Păi, este un fenomen în sine, spun. Auzi, oare prietenii mai răspund în Cluj, înainte de festival? Nu știu. Băi, am și eu un prieten la Cluj, ia să-l sună. Cine are prieteni? Crezi că ăla mai răspunde? Foarte, altfel, foarte mișto evenimentul, foarte mișto festival, adică merită încercat, merită văzut, dar trebuie și noroc. Și doi, este o problemă cu mâncarea, adică dacă nu vrei să mănânci sandvișuri pe stradă... Bine, și mănânc că și traficul e nenorocire. Da, și traficul e complicat, dar nu mai mergi cu mașina. Adică acolo te plimbi pe jos, că nu e așa dramatic. Și sunt serviciile astea de taximetrie, aveau o grămadă de oferte. Dar dacă nu vrei să mănânci sandvișuri de la benzinărie și vrei să te duci să mănânci și tu, să stai jos la o masă să mănânci o ciorbă caldă sau nu ceva, există, nu? Băi, e foarte greu, trebuie să-ți faci rezervare. Dar... E o experiență. Eu am făcut o reclamă la Antoldul ăsta de nu s-a văzut. Nu e nimic. Lasă că poate ne trimit și ei niște invitații. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.